Te lua Regina Roții și te băga la... Așa erau cunoscute în perioada comunistă autospecialele de miliție. Acest taro, fabricat în 1984, care arată ca și cum astăzi a ieșit pe poarta fabricii, a fost expus alături de alte zeci de vehicule militare de epocă în curtea Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I. Am vrut să ne legăm puțin de o zi istorică mai puțin cunoscută, și anume 1 august 1919, ziua tancurilor în Armata Română, ziua când s-a înființat prima unitate de care de luptă, așa cum se numeau ele atunci, la noi în armată. Vedeta expoziției a fost o motocicletă Ariel din 1923. Era folosită de soldații care făceau misiuni de curierat, inclusiv pe frontul din România. A fost găsită în Olanda și adusă în România în urmă cu 4 ani. Conducătorul auto sau motocicletă în acea perioadă trebuia să fie și un foarte bun mecanic. Toate reglajele se făceau manual, nu era nimic automatizat așa cum suntem obișnuiți astăzi. În curtea Muzeului Militar Național a fost expusă și mașina pe care politicianul comunist german Erich Honecker o folosea când mergea la vânătoare. Modul de funcționare al motorului le-a atras atenția celor doi tineri studenți la Politehnică. Este foarte ușor de lucrat la el și probleme simple care se rezolvă chiar și în stradă pe marginea drumului. Asta este tot din fier, nu are nimic de plastic, nimic nu se poate sparge. Deși sub capote nu ascundeau mulți cai putere, aceste vehicule erau făcute să reziste în timp și mai ales să circule pe drumuri greu accesibile. Această monetă de aici, aceasta roșie, merge tot pe un drum mai accidentat, doar că cu o viteză mult mai mică. Călătoria în timp a fost cu atât mai autentică, cu cât în curtea Muzeului Militar Național au defilat și soldați îmbrăcați în uniforme de mult apuse. Curioșii au putut vedea și ce arme se foloseau în cele două războaie mondiale. Cele mai multe exponate prezentate în scurta lecție de istorie predată la Muzeul Militar funcționează și în ziua de azi. Urmăriți știrile TVR!